Ce nume vom găsi pe această, pe lista acestui bloc? O să găsesc profesioniști. Avem o parte din echipă, este bine cunoscută că deja sunt primari în două mandate. Da, dar persoane noi? Vor fi și persoane noi în această listă, deoarece, da, funcția de primar, eu asta am trecut-o prin mine, fiind primar al municipiului Bălți, am aflat multe probleme despre care nu cunoșteam. La o parte am găsit căi de a fi soluționate, la o parte avem nevoie de modificarea legii, dar primarul a oricărui oraș sau chiar și a multor sate, eu vă spun că este un deputat bun în viitorul Parlament, nu contează din partea cărui partid politic va merge, deoarece asta e omul care cunoaște problemele și cunoaște deja după un mandat și legile care unele trebuie să anulate. Noi avem astăzi nou primari de oraș în viitorul Parlament. Ce, toți primarii o să-i luați? Vor accede 4-5 persoane. Din primarii ăștia? Da, din primarii. Deoarece, spre exemplu, Alexandru Severin, primarul orașului Fălești, zice că sunt în primul mandat, vreau să-mi finisez mandatul, poate o să merg la... Deci este o situație diferită. Dar de la Bălți, din primăria Bălți, veți mai lua pe cineva pe listă, pe primele locuri? Da. Grigorișin? Nu, domnul Grigorișin nu o să fie pe listă la partid, dumnealui. Noi tot timpul am fost echipă, în perioada cea mai grea, când nu am putut să mă întorc în țară pe timpul lui Plahotniuc. Grigorișin și-a demonstrat capacitățile, a fost votat de cetățeni, necătând că Dodon cu PD-ul a avut un candidat comun, a câștigat 63%, deci Nicolae este o persoană foarte pregătită pentru a continua toate proiectele. Da, doamna Grițco. Doamna Grițco va fi domnul Cașu, va fi doamna Nina Cereteu, primar de Drochea, doamna Stella Onuțu, primar de Glodeni, Victor Petrioglu, primarul din Vulcănești, este foarte bine cunoscut după activitatea lui în câteva mandate. Vor fi și persoane, deoarece, spre exemplu, astăzi, dacă noi suntem, toată lumea vorbește despre COVID, cum nu toată lumea, așa s-a întâmplat. E o problemă nu în Republica Moldova, pe tot globul pământesc. Având niște doctori de minune în municipiul Bălți, pe cei care am cunoscut de la Centrul Medicii de Familie, de la Spitalul Republican, după unele consultări vom avea o persoană care nu este membru de partid, la noi pe listă ce sunt de domeniul medicinii, dar este un luptător pentru sistemul, pentru reforme în medicină. Persoana care avea spitalul care l-a condus 10 de milioane de lei și după asta, când anul trecut a fost eliberat din funcția a șeful spitalului Clinic Republican, domnul Anatol Cibotaru. Deci dumneavoastră se va regăsi pe lista dumneavoastră? Da, da, iată, pe acum chiar mergeam pe drum. Că am bună achiziție. A? O bună achiziție, felicitări. Da, că dumnealui, eu nu l-am, pe dumnealui l-am cunoscut personal când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu dumnealui anul trecut, când a fost eliberat, că a testat doctorii la un laborator privat. Dar astăzi deja, apropo, știți că statul deja are și contracte cu laboratoarele private, că astea de stat nu funcționează. Și eu, când am aflat că mulți pe dumnealui îl numeau dictator, că dumnealui este o persoană foarte dură, o persoană care cere rezultate și nu îl interesează pe dumnealui de multe ori teorie. Și ceea ce mi-am aflat după dumnealui, și am avut mai multe discuții, am discutat și că dumnealui deja a pregătit strategie de dezvoltare a sistemului de sănătate în Republica Moldova, care dumnealui va prezenta începând cu săptămâna viitoare. Am înțeles. Mai aveți surprize pe liste? O să mai aveți surprize? Da, muncim deja de mai multe luni împreună cu domnul Marin Ciobanu. O să fie ex-directorul zonei economice libere. De două ori ex, da? Da, l-am cunoscut fiind primar de Bălți, filialea zonei economice libere Bălți sunt în toată țara. Dumnealui a atras în Republica Moldova investiții peste 200 de milioane de euro. Am avut și deplasări comune în primul meu mandat de primar. În alegerile parlamentare, dacă pretinzi de a guverna după alegerile parlamentare, de a fi o parte a guvernului, da? De a avea oamenii ăștia trebuie să fie profesioniști. De asta eu și-am demonstrat în prezidențiale că rezultatul care a fost la 17 secții de vot din Federația Rusă,
unde am fost pe locul întâi. Eram sigur că o să fiu pe locul doi, nu mă așteptam pe locul întâi, mulțumesc celor din Federația Rusă. Dar e important altceva, când diaspora occidentală, am avut același procent care l-am avut și la nivelul național, în Republica Moldova, 17%. Uh-huh. Și am unit cetățeni diferiți, unii ca să știți dacă coincid viziunile. La noi, la toți, coincide o singură viziune. De a face regulă în țară și cât mai dur și cât mai repede. Domeniul finanță, o să avem tot surpriză. Acum nu vreau să... Adică mai discutăm, mai vedem și facem. De unde a aderat acum câteva zile domnul Bolboceanu. Iurie. Da, domnul Iurie Bolboceanu. Fostul deputat democrat, da. Da, a fost, dumnealui a fost deputat. Eu îl cunosc când eram... Eram cum mai timp cu Braghiș, 2001. Eram... Iar lucram atunci încă la aeroportul internațional Chișinău. Nu prea... Ceea ce au făcut cu dumnealui pe timpul lui Plahotniuc, această condamnare pe 17 ani de zile, deci știți cum... Deci prin ceea ce a făcut Plahotniuc cu dumnealui, cu mine nu au reușit că noi eram în țară. Dacă se intimideze, să-i sperie pe tot ce ești, să uite la dânsul în gură ca motani sau ca țânși, mai corect spus, și să fie ascultat, a făcut această demonstrare cu domnul Iurie Bolboceanu. Publică. Unde dumnealui, eu am discutat cu dumnealui, el este de vârsta lui taică, părinților mie, domnul. Asta știți bine, de mai mult timp, adică vă cunoașteți personal de mai mult comunicat, timp. Noi am comunicat foarte puțin cu dumnealui, dar eu vă spun că eu când discut cu omul și când văd, spre exemplu, sau aflu, că au fost mai multe proiecte scrise și ce ține de domeniul finanță. Uh-huh. Că vă dați seama că dacă dumnealui a avut o activitate toată viața lui în domeniul finanțelor, astăzi dumnealui nu scrie planul de modernizare a căii ferate, care practic la noi astăzi au dispărut. Deci de asta vă spun, eu mă uit după persoanele care vor face față dacă vom fi în guvern. Eu când am spus că o să fie guvernul Renato Usate, că toți spuneau că ea, că Usate nu mai are primari și nu sunt oameni. Da. O să fie guvernul Renato Usate? Da, dumneavoastră excludeți acest lucru. Eu nu exclud, dar dumneavoastră... Cetățenii vor decide.